Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Eu mă bucur să vă găsesc sănătoși în casele dumneavoastră și în această după-amiază de sâmbătă, pentru că astăzi venim cu vești, informații foarte frumoase din județul Neamț. Ne-am oprit, stimați telespectatori, în comuna Tarcău, o comună unde poveștile auzite din bătrâni și, de ce nu, actuale, vor fi depănate împreună cu mine de domnul primar aici în 2004, la Tarcău, domnul Găină Iulian. Bună ziua, domnule primar! Să rămână și bine ați venit pe meleagurile noastre, frumoase și bogate. Domnule primar, în primul rând, telespectatorii noștri trebuie să știe că am găsit o mare deschidere aici la dumneavoastră, că ați acceptat din primul telefon să se realizeze acest reportaj aici, ceea ce pentru noi a atras un semnal de alarmă că iată un om care vrea să facă cunoscut țării și de ce nu lumii despre bucuriile și necazurile din administrarea acestor locuri, iată, care le păstoriți din 2004. Un loc încărcat de istorie, de povești. Haideți să depănăm împreună puțină istorie despre aceste locuri ale Tarcăului. Tarcău, deci, în vestul, se găsește în vestul județului Neamț. Greșesc, domnul primar? Așa? Sunteți la hotar cu Harghita, aproape, da? Da. Așa? Și avem 200 de hectare de comună și 39.000 de hectare de pădure. 2.000 de hectare de comună. Așa? Și 39.000 de pădure. Dumneavoastră aveți dreptate. Povestiți-ne. Dar ce să vă spun, comuna Tarcău sau Valea Tarcăului este cunoscută de foarte mult timp și istoria s-a păstrat aici întrucât, chiar dacă a fost interzisă, prima dată cu instaurarea regalității în România în 1881, în zona Bicaz s-a făcut acea reședință a regalității, iar apoi când regia marină a ajuns pe meleagurile noastre și a făcut o reședință de vară imediat într-o grădină de 1000 de meri, 1000 de meri fructiferi, care mai sunt vreo 60, care au o calitate deosebită și nimeni n-a putut să-i reproducă. Apoi regina Elena, undeva în Amonte, a închis Tarcău printr-un stăvilar din lemn și a făcut un lac artificial în care avea acolo barcă, avea plută, avea oameni care pregăteau păstrav și foarte multe lucruri pe care la vremea aia erau din belșug pe valea asta. Cele 39.000 de hectare de pădure, cu ce istorie vin ele? Cu ce a influențat, eu știu, viața oamenilor de aici? Cantitatea de lemn care se produce pe Valea Tarcăului, cel puțin acum, este de, pentru exploatare, este de 250.000 de metri cubi anual. Pentru unii e mult, pentru unii este puțin. Pentru că se taie exact creșterea anuală. Fiind atâta suprafață de pădure și pădure, avem și rezervație, avem secular de 5-600 de ani în rezervația Goșman. Pe urmă, în Amonte, în Obârșia Tarcăul, avem o rezervație de cocoș de munte. Fiind o exploatare masivă, cel puțin până în 89, media muncitorilor forestieri era de 3.000-3.500 de muncitori forestieri din toată țara. Apoi, fabrica din centrul comune, fiind cea mai mare fabrică de cherestea la vremea aia, și-au găsit locul de muncă aproape 1.000 de oameni. Din cei 3.000? În afară de, aia erau numai la exploatare. Dar noi, ca și localitate, Tarcău are 3.000 de locuitori. 3.500. Așa. Dar v-am spus, ponderea atunci era vreo 10% oameni să lucreze de la noi, pentru că era un volum imens de muncă. Și atunci oamenii aveau un trai mai bun, pentru că, iată, pădurea dă roade, ciuperci, pomi, fructe de pădure. Era
și spun asta, așa, că era că acum, din păcate, nu mai există atâția muncitori. Sunt acum mai puțin de 100 de muncitori forestieri. Ce se întâmplă acum, în momentul acesta? Acum este un regres inclusiv economic, întrucât nu mai există profesioniști în silvicultură, mă refer, pentru că sunt, dar sunt foarte puțini. Iar lucru cel mai greu și urât pe care îl consider eu este că s-a politizat pădurea. Pădurea n-a trăit din politică, doar a suferit din politică. Pentru că schimbarea codului silvic, schimbarea regulamentului de vânzare a masei lemnoase au închis în țara asta în 2 ani 10.000 de firme. Erau 176 de firme care lucrau pe Tarcău și acum mai sunt mai puțin de 10. Spectatorii, am oprit într-un punct aici, cum se numește? Se numește satul Cătunul Măciucaș, pe malul pârâului Tarcău, un pârâu care vine de la 39 de kilometri, iar în fața noastră avem cea mai mare fabrică până în 1989 de cherestea, care a avut locuri de muncă și mai are și acum în jur de 260 de salariați, pentru că este o fabrică modernă și uitați cheresteaua pe care o au, deja este pregătită pentru export. Pentru export, da. Ultima uliță din comună care se va asfalta este ulița primarului. Asta. Pe ulița asta stau eu, da? Suntem în fața casei primarului. Deci strada primarului nu este asfaltată pentru că dânsul consideră, stimați telespectatori, că mai întâi trebuie să facă străzile, dar sunt și alți oameni aici, ar trebui să vă gândiți totul să o asfaltați. Da, păi le-am promis fără nicio problemă, așa, pentru că în mandatul ăsta măcar să prind să asfaltez o parte din ea, pentru că... Nu se mai poate. Nu. Iată primarul Găină Iulian de aici din Tarcău a făcut un punct de control pentru tot ce trece aici mașină din munții aceștia foarte frumoși. Cum funcționează? Când v-ați gândit să-l faceți? Ce venituri vă aduce? Punctul de control are o limită. Noi nu avem voie să luăm documentele silvice care au regim special, dar îi rugăm și au înțeles să ne prezinte doar cantitatea de lemn pe care o transportă, nu cer serie și număr de aviz, iar ei vor plăti cash sau prin bancă, cantitatea de lemn pe care o transportă este 5 lei de metru cub, sumă care acoperă cheltuielile cu întreținerea drumului comunal. Pentru că utilizarea fiind de 90-95% de către forestier, nu este normal ca pensionarul, cetățeanul de rând, să plătească întreținerea drumului și tu să-l folosești. Și într-un an de zile am creat 14 locuri de muncă, iar într-un an de zile se strâng între 6 și 7 miliarde de lei vechi. Sumă care ajunge pentru cumpărarea materialului antiderapant, pentru utilajele care dezăpezesc pe timp de iarnă și întrețin pe timpul verii. Spuneți-ne despre dumneavoastră, ca meserie, sunteți, ați fost și rămâneți silvicultor, maestru de exploatări forestiere. Cum credeți dumneavoastră că țara noastră până la urmă și locurile acestea, da, mai supraviețuiesc, pentru că abuzurile din pădurea românească sunt absolut cunoscute? Cine consideră pădurea o cantitate neglijabilă, nedându-și seama că este aurul verde a României, iar eu cred că nu am păcat să recunosc. Pădurea o am în suflet, nu în buzunar. Din păcate, o parte așa au transformat-o, de asta au venit acele calamități asupra unor localități pentru tăierea necontrolată și încurajată. Domnul primar, există o gardă forestieră. Să fie sănătoși. Există poliție. Da. Există organe de anchetă. Există, iată, existați dumneavoastră, administrație publică, poliție comunitară. Așa. Cetățenii, până la urmă, care trebuie să-și dea mâna, pentru că bogăția României trebuie să rămână, până la urmă, în folosul oamenilor
iată, care aparțin acestor sau altor locuri cu pădure. Din păcate, garda forestieră este întemeiată, are un temei foarte bine definit. Dar nu poți gestiona pădurile dintr-un județ cu o mână de oameni în garda forestieră. Pentru că de multe ori și poliția s-au făcut frate cu cei care exploatează. Cei care fură, să zicem. Și asta pot să o spun. Pentru că sunt fapte dovedite și ei fură legal, de fapt. Absolut. Deci, absolut, la un control ad hoc, ei fură legal. Dar nu credeți că autoritatea românească s-a decredibilizat în ochii cetățenilor și nu numai? Ba, cetățenii, eu știu, fac și ei pact pe undeva cu hoții. Doamnă, n-am absolut nimic. Cu nimeni, n-avem cu nimic. Cu cei care ajung acolo sus. Îmi pare foarte rău. Domnul ministru cu care am discutat nu avea profesia asta, era departe de așa ceva. Și l-am rugat la prima întâlnire să se înconjoare de profesioniști în jurul lui. Cred că a făcut-o, dar acei profesioniști l-au dus pe căi greșite și au intenția și dovedită că vor să pună pe Chituci ultima regie națională a pădurilor. Este regie. S-au făcut prea multe modificări absolut nejustificate. Absolut, în defavoare. Așa? Și acum are pădurea pierderi, silvicultorii au pierderi, nu există așa ceva. Din lemn nu se pierde niciodată, decât acum în ultimii ani s-au închis. De ce să nu livrăm cel mai bun lemn? Pentru că am fost unul dintre ea care în momentul în care a căzut jos bradul, de-abia de atunci eu i-am dat viață. Și alții ca mine, care au înțeles toată treaba asta. Pentru că în momentul în care el a căzut, îl încep să lei pe bucățele. Era lemn de vioară, era lemn de rezonanță, lemn de derulaj, toate lucruri, lemn pentru fabricile de mobilă, pentru construcții. Acum nu. Când o căzut jos, ori l-a foctat, ori l-a dat la tocat. Este o crimă. Și vreau să vă spun că nu spun cu patimă, dar sunt lucruri foarte adevărate. Puțini forestieri mai fac ceea ce am făcut noi. Foarte puțini. Avem vreo șansă, domnule primar, să revenim la matcă, la lucruri normale, la respectul față de pădure, față de oxigenul și de sănătatea noastră? Eu vreau să nu fie luat în nume de rău, da, dar spun un singur lucru. Nu avem șansa asta. Domnule primar, frumoasă primărie, aspect frumos. Când a fost construită și pe ce fonduri? A fost construită în primul mandat, întrucât începuse clădirea de alături să fie neîncăpătoare și neutilă, pentru că acea clădire, primăria veche, cum îi spunem noi, se află în spatele nostru, este fostul post de grăniceri al Imperiului Austro-Ungar. Deci e făcută din 903, închipuiți-vă care este vârsta. Pe ce fonduri, domnule primar? Primăria de aici a fost pe fonduri proprii, fonduri la Consiliul Județean și ceva de la Minister. În a fost timp făcut a un fost lucru mare, da, cu bani puțini. Așa. A costat 9 miliarde de lei și a fost făcută în 8 luni de zile. Relația dintre cetățean și funcționarul public este o relație de multe ori greoaie. Cum ați reușit dumneavoastră și dacă ați reușit să îmbunătățiți birocrația? Că despre asta vorbim. Dumneavoastră a spus că e greoaie, mie nu mi se pare. Vă rog. Pentru că eu am înțeles și înțeleg totdeauna toate necazurile și doleanțele cetățenilor și o repet, alții nu, ezită să vie că este de altă culoare politică. Nu, eu aici politica mare se face la București. Nu am eu treabă cu politica. Eu nu am stea în frunte că îs cu roșu, cu galben, cu albastru sau nu știu ce. Eu sunt primarul cetățenilor din Comuna Târcău, de la numărul 1 până la cel de la ultima casă din Ardeluța. Îi respect întru totul pe și pe cei care sunt nemulțumiți. Poate cei nemulțumiți îi respect mai mult pe ceilalți. Și funcționarul? Funcționarul, puteți să faceți verificarea dacă nu există om să vină să stea pe rând, că așteaptă-mă că îmi beau cafea sau nu. Aici venim în slujba cetățeanului și de acolo suntem plătiți.
Dragi telespectatori, am ajuns într-un punct de referință a comunei Tarcău. Iată aici un monument. Ce reprezintă monumentul, domnule primar Găină Iulian? Este într-adevăr o referință, întrucât este la 150 de metri de intrare pe Valea Tarcăului și chiar dacă este într-o curbă și locul este ales anume pentru că nu se circulă cu viteză în zona asta, nu poate să nu-ți atragă atenția un monument care are și valoare istorică și un monument de excepție, pentru că peste apă, Regina Maria a pus bazele unei case albe a bătrâneții, adică o mănăstire în care și-o dorea să o facă să se retragă la bătrânețe. Din păcate, a luat-o Dumnezeu la ceruri după suferința pe care o a avut-o și n-a mai apucat să facă așa ceva. Avem poză și imagine cu Nicolae Iorga alături de Regina Maria când a pus pe malul Bistriței la vremea respectivă locul unde se face, să se facă acea mănăstire. Noi am găsit de cuviență ca un monument în centenar să fie închinat Reginei Maria, că eu spun ceva. Înțelegem că anul trecut a fost... Da, a fost pe data de 1 decembrie, a fost invitată și Casa Regală, din păcate ne-a răspuns că se deplasează la Alba Iulia, am așteptat să vină să viziteze, i-am dat filmări de la ceremonie, mă așteptam ca într-o zi friguroasă să nu fie atâta ceremonie, dar credeți-mă că au venit peste 300 de oameni. Prilej bun, iată, stimați telespectatori, să-l întreb pe primarul Tarcăului ce rol are cultura în viziunile dumneavoastră de dezvoltare pentru comunitatea aceasta, iată, atât de frumoasă de aici, din zona aceasta neamțului. Păi cultura și istoria sunt două lucruri care se leagă. Dacă nu avem cultură și nu avem istorie sau nu respectăm istoria, să știți că suntem o nație pierdută. Eu sunt unul dintre cei care mă chinui și cred că am și reușit să readuc o parte din istorie, inclusiv ceea ce am scris alături de cei trei profesori în acea carte, în studiul monografic al Comunei Tarcău. Primar. Prin urmare, de meserie silvicultor, aveți pădure în zonă a dumneavoastră? Nu. Moștenită? Da, nu. Nu aveți. Bun. V-ați făcut primar? Nu. M-au de făcut ce? Oamenii. V-au făcut oamenii. De ce v-ați făcut? Vă pun întrebarea asta. Aia? Pentru că dumneavoastră ați vrut să fiți primar. Da. Că dacă nu voiați, oamenii nu aveau pe cine să aleagă în persoana dumneavoastră. Eu am umblat după Revoluție în toată țara asta. Peste tot s-au făcut ceva după Revoluție, început să se apropie diferența dintre urban cu ruralul. Iar noi, când am văzut că sărăcim și nu avem absolut nimic, am luat inițiativa să vin în administrație, să încerc să aduc fonduri în comuna asta, să ridicăm standardul de viață și de bunăstare a cetățenilor. Lucru pe care consider că l-am făcut. Nu în proporția dorită de mine întâi și pe urmă de ei. Cât erați de bogat în momentul când ați devenit primar și cât sunteți acum? Trebuie să o recunosc asta. Așa am fost cunoscut, ca un om bogat. Am fost bogat și sufletește, și bogat că aveam doi copii, și bogat în sensul că aveam tot ce-mi trebuie. Dar acum pot să recunosc că nu mai sunt așa. Pentru că dacă nu investești, pentru că ați văzut clădirea asta, este făcută de mine, că asta este casa mea. Eu aici sunt și seara, și duminica, și sâmbăta, și în zilele de lucru și de sărbătoare, și de Anul Nou și de Crăciun. Aici mă vizitează toată lumea. Am crezut că această castă va fi călcat pragul de toți cei care își doresc, lucru pe care l-au făcut.
Și am văzut în afară, poate nu știu dacă ați urcat sus spre birouri să vedeți, nici o ușă din primărie nu este mată. Toate sunt cu geam deschis, transparență, și omul se duce și vede, nu bați la ușă și aștept să se răspundă sau nu. Sau dacă n-ai auzit, ai deschis ușa, dar ți-am zis eu să intri, nu există așa ceva. Am o administrație modernă, făcută cu oameni și cu salariați de o înaltă clasă profesională. I-am școlit? I-am adus școliți, pentru că o parte i-am școlit pe care i-am găsit, că erau 8 când am venit eu în primărie, acum suntem 28, dar sunt și care au două facultăți, sunt care au lucrat în privat, sunt care au lucrat în bănci. Domnul primar, Consiliul Local este de culoare cu dumneavoastră, adică PSD? Nu, 7 sunt al PSD, 6 sunt al liberalilor. Și cum merg treburile? Un pic cam greu, dar în momentul în care se opun pentru o parte din investiții, îl bag și pe ordinea de zi și chem pe beneficiare proiectului respectiv. Și în momentul ăla eu am spus, asta vreau să fac pentru dumneavoastră, nu pentru mine. Și n-au fost, au înțeles și sunt de acord aproape cu toate investițiile. Bine că am depășit limita bunului simț și acum avem deja 8 programe europene în lucru. Pentru că sunteți un om foarte deschis și un om cu experiență și în administrație, iată, și în ale vieții. Domnule primar, cum se face o negociere între Consiliu și primar? Dacă ții seama de ce țin eu, da, să știți că merge totul bine și au înțeles și oamenii. Pe mine nu mă interesează culoarea politică a niciunui om, nici apartenența religioasă și nici orientarea sexuală, să fie foarte clar. Așa. În momentul în care ne-am pus la masă, le-am spus, politica au rămas pe scări, aici facem politica cetățenilor, și eu, și dumneavoastră, și dumneavoastră. Am înțeles, dar ce înseamnă negocierea asta? Că eu înțeleg că o negociere înseamnă că eu îți dau ție ceva și tu îmi dai mie ceva. Eu așa înțeleg. Se poate, eu n-am practicat așa ceva. Eu am venit și am prezentat un produs, un proiect. Este necesar sau nu? Făcând în așa fel încât să nu fie discrepanță între sate, pentru că satul de la Tarcău, locuitorul de la Tarcău cu cel de la kilometru 23, unei ultimul sat, Spune și câte sate are comuna Tarcău. 5 deocamdată, da? Dar ar trebui să aibă vreo 11, pentru că centrul comunei Tarcău are cât o comună, are 2400 de hectare, cât o comună din medie din țară. Bun, deci negocierea nu înseamnă ceva material. Nu, fer, doamne. Eu să primească ceva bunuri materiale. Treabă de asta. Că eu mă gândeam că ăștia la guvern, când negociază să se pună miniștri, am înțeles că se dau și bani, se dau și foloase, se dau... Treaba lor. O fi așa, așa. Aici nu se întâmplă așa. Și nici n-am luat. Nu se întâmplă așa. Atât. Singura dărnicie a mea către oameni au fost bunăstarea și proiectele pe care le-am. Dragi telespectatori, am venit, iată, și în zona aceasta. Cum se numește zona Tarcăului de aici? Tarcău Centru, unde avem în fața noastră o clădire care este deodată cu mine și a intrat în reabilitare după un program de fonduri europene. Este vorba de 500.000 de euro și sperăm să-i dăm viață la o clădire care a găzduit și cu siguranță va găzdui artiști foarte mari ai țării. Deci să înțelegem că este un cămin cultural, da? Da, este un cămin cultural. În cât timp se va termina reabilitarea lui? Cred că în luna iunie-iulie deja se poate face recepția. Sunt prevăzute și dotările? Absolut, tot, inclusiv cinematograf 3D. Domnule primar, iată-ne în fața școlii Iulia Hălăucescu. Hălăucescu, iată, stimați telespectatori, cine a fost Iulia Hălăucescu? Iulia Hălăucescu a fost fiica preotului paroh din comuna noastră, da? Imediat după război. Este doamna acuarelei românești. Deci o pictoriță în acuarelă. Pictoriță în acuarelă, renumită.
Și ne mândrim de faptul că Consiliul Local așa a aprobat să-i punem denumirea școlii, pentru că alături este muzeul care va intra și el într-o reabilitare, pentru că adăpostește așa. Cu adevărat. Prin urmare, școala 1-8 sau 1-12? Da, nu, 1-8 atât. 1-8. Nu. Arată foarte bine. De când este ea construită? În 1936, 260 de copii așa. Învață aici, pe care îi aduc cu mare greu, cu un singur microbus școlar de 14 locuri. Din cele 5 sate? Da. Cel mai îndepărtat copii îi aducem de la 21 de kilometri. Locurile acestea frumoase, considerați că sunt îngrijite cum trebuie de cetățeni, de Consiliul Local, de primar? Cum apreciez munca lor? Dar e altele civile care nu pot fi spuse, adică nu pot ne teme ne nimeni, dar nu merg treburile, pentru că suntem bătrâni, pentru că copiii au plecat, pentru că asta e problema. Pensiile sunt mici, pentru toate. Da. Pleacă lumea de aici. Wow! N-au locuri de muncă. Dacă ar fi să ne uităm la case, tot la două case, unui plecat. E părăsit. Ce să facem? Ce ar trebui să se facă să nu mai plece oamenii? Wow, dar câte sunt, dar se face, se promite, dar nu se face. Pentru ăștia de la București care ar putea să facă ceva, ce transmiteți? Mai mult medicină, cred că ar fi trebui mai mult îngrijiți oamenii de rând. Deci, Găină Iulian, iată, primar din 2004 cu Consiliul lui Local, ce a reușit el să facă, din ce bani și viziunea lui pentru dezvoltarea comunității acesteia. Deci, îmi spun mulți oameni, de ce nu scrii și mata ce ai făcut? Nu știu. Cum să scriu eu ce am făcut? Păi mie mi se par lucruri normale. Dumneavoastră beneficiare știți cel mai bine ce am făcut eu. Mie mi se par lucruri normale. Nu, gata, am făcut un pod, am asfaltat o stradă. Bă, dacă nu eram eu, nu! Toată lumea trebuie să trăiască în civilizație. Și am și un reproș și poate și un regret. Ca după 16 ani, ulița pe care stau eu nu este asfaltată. Aș fi putut să-l asfaltez. Dar acum am un proiect în implementare, apă și canal, și de care după 12 ani s-au concretizat. Și singurul fapt care era respins de fiecare dată este că nu aveam densitate de locuitori. Oare cum ar fost o stradă îngustă de vreo 3 metri, 3 metri jumătate, să vii cu apa și canalul și să strângi tot ce ai făcut? Mie nu mi se pare normal. Fiind zonă de munte, drumurile sunt foarte importante. Da. Atât drumurile comunale, cât și drumurile forestiere. Cum stau lucrurile aici? Drumurile comunale sunt foarte bune, iar cei 351 de kilometri de drum forestier, 50% este practicabil și bun și restul... Și răspunde cine de drumurile acelea? Numai Silvicu. Numai Silvicu. Da. Deci atunci când noi vorbim de pădure, trebuie să ne gândim numai la silvicultori, da? Așa. E gestiunea lor. Bun. Domnule primar, există programe de dezvoltare? Cum să? Corelate între local Absolut. Și guvernamental? Aici aș vrea să vă aud părerea exactă. Problema aveți o este strategie că există. De dezvoltare? Avem strategii de dezvoltare, dar din păcate se face o alegere pe un anumit produs. Prima dată s-au încercat cu PNDL-urile care, dacă se vor scoate, o mare greșeală. O mare greșeală. Prin PNDL-uri s-a dezvoltat satul românesc. Ei, în momentul în care am făcut strategia, noi ne-am pus de comun acord și cu Silvicu, pentru că drumul comunal, care este amenajat cu 6 milioane de euro, le-a adus singurul beneficiu, pentru că ei îl folosesc 90% din trafic, le-au adus doar lor. Dublându-se sau triplându-se prețul la metru cub de lemn, că accesibilitatea era mult mai ușoară pe Valea Tarcăului. Iar toate drumurile forestiere nu pleacă în altă parte decât ies în singurul drum comunal, Tarcău-Ardeluță.
Dragi telespectatori, această zonă muntoasă din județul Neamț are și mari probleme uneori cu inundațiile și de aceea, iată, un zid de apărare, pot să-i zic eu așa, s-a realizat aici de către cine? Este un zid de apărare a unui cătun care se cheamă Lunca Lăcătușului, care acum 15 ani apa a trecut prin spatele nostru și a tăiat această localitate în două. Tarcăul vine cu o viteză atât de mare că au dispărut de-a lungul Tarcăului acele cascade care oprea sau iazuri, cum spuneam noi, care reducea din viteza apei. Lucru pe care îl am pe agenda de investiții alături de Comisia de la Apele Române, în care să facem 43 de praguri de liniștire a apei. Stimați spectatori, dacă cineva mi-ar fi spus când am plecat din București, mă gândeam că e drumul lung până aici la Tarcău, iată 26 de kilometri de la Piatra Neamț, dacă mi-ar fi spus că este atât de frumos și regret că până acum eu n-am ajuns aici la Tarcău, liniștea, aerul, munții aceștia și iată și un primar deschis, un primar care a vrut să arate țării și lumii până la urmă că aici la Tarcău se muncește și că oamenii ajută natura. Domnule primar, suntem la schitul Tarcău. De când datează el? Cum se, oamenii vin aici, cetățenii? Ce se întâmplă aici? Deci schitul Tarcău este cel care are istoria lui separată, întrucât este construit în 1832 și aici au fost capii ai lumii ortodoxe care au slujit și au stat sub acoperișul acelor chilii care acum apar foarte bune de locuit, cu condiții mai aparte față de cele de acum 200 de ani. Bisericuța este făcută numai din lemn, din paltin, în încheietură, fără niciun cui. A fost reabilitată cu 2 ani, s-a resfințit, a durat aproape 3 ani reabilitarea. Este un loc frumos, un loc pitoresc, iar trebuie să spun că pe ciardacul stăreției Sadoveanu a scris romanul Baltago în 19 zile. Da. Haideți, stimațele spectatori, uitați cerdacul acolo. Cu ce ocazie venise el aici la schit? Deci aici venea mereu și n-a fost singurul care a trecut pe aici, pentru că este un loc de odihnă și te încarci cu energie. Aici nu trebuie să vii decât să stai și să respiri aerul curat și ozonat pe care miile de hectare de pădure ce ne înconjoară ne aduc încă viață. Deci aici s-a dezvoltat turismul prin inițiativa, domnule primar, a oamenilor, a cetățenilor. Cetățenii autohtoni au investit și au deschis pensiunile și iată schitul acesta unde puteți veni să vă reîncărcați bateriile, face parte tot din turismul, dar religios al zonei, da? Absolut. Eu nu pot să spun că a fost o inițiativă, eu pot să spun că a fost o nevoie. Deci, stimațele spectatori, veniți la Tarcău, este o zonă minunată, o să vedeți că sfatul meu și de ce nu al primarului este binevenit pentru sănătatea dumneavoastră și pentru îmbogățirea spirituală, stimați telespectatori. Eu cred că o să plec de aici mai tânără cu 10 ani, domnule primar, vă mulțumesc. Da, vreau să fac o singură remarcă, cei care vin aici sunt mai aproape de Dumnezeu.
ziua, bine ați venit la noi, la pensiunea Șemarii, în comuna Tarcău, sat Brateș, pe frumoasa Valea Tarcăului. Am pregătit câteva preparate tradiționale. Avem păstrăvu afumat, care îl colectăm de la pescăria din Tarcău. Am pregătit o malasolca de șalău cu un rasol de legume, tochitura tradițională, o pastramă de berbecuți cu brânză de burduf și tradiționalul papanaș de casă. O vișinată din partea casei, un vin, o strășnică. Vă așteptăm la pensiunea Șemarii, pe Valea Tarcăului, sat Brateș, județul Neamț. Dragi telespectatori, unul dintre satele componente ale comunei Tarcău este și Ardeluța. Domnule primar, e un sat vechi de 120 de ani, a spus. Cum încercați să-l actualizați, să-i dați viață? Deci, într-adevăr, are 120 de ani, este o colonie înființată de italienii forestieri și de cei care au construit căile ferate forestiere pe Valea Tarcăului. În ultimii 20-25 de ani, satul s-a depopulat foarte mult pentru că condițiile nu erau cele dornice pentru un trai cât se poate de decent. Le-am propus consilierilor locali să dăm teren, că există suficient, celor care doresc să-și construiască o casă aici în ideea de a popula. Le-am dat teren gratuit la legea 15 și uitați deja că prima ciupercă a apărut, o casă frumoasă, mai sunt încă 6 autorizate aici. Sperăm în câțiva ani de zile să populăm acest sat, chiar dacă nu este în permanență. Dar măcar vin și au cu cine discuta, oamenii care se simt izolați și îi și cred. Da. Ceea ce este de remarcat, cu toate că acest se vede după case că este un sat foarte vechi, aici s-a adus telefonie, iată, drumul este impecabil, stimați telespectatori, și e drum comunal, s-a amenajat și un magazin la grupul ăsta de oameni de aici. Am observat că oamenii care se bat cu pumnul în piept și afirmă sușitare că ei sunt corecți, că ei sunt așa, de fapt ei au și anumite chichițe, ascunzișuri. Vă numărați printre ei? Sub nicio formă. Doamne ferește, niciodată n-am ieșit după realizarea unui obiectiv eu, cu popă, cu dascăl, cu prefect, cu subprefect, cu consiliul județean, haideți vă că tai pamblica. Doamne ferește, eu am spus, astea sunt lucruri normale pentru mine. Care e rolul primarului și consiliului local în dezvoltarea acestei zone ca turism, zona Tarcăului, iată? Deci, zona s-a dezvoltat doar după ce a fost gata infrastructura. Erau atâtea programe acum 10-15 ani în care se facă pensiuni, să se facă locuri turistice. Și spun lui doamna ministru, atunci era doamna ministru Elena Udre, doamna ministru, nu ne înghiați cu bani. Dacă nu avem infrastructură, nimeni nu va veni. Sunt locuri frumoase în țara asta. Eu, pe cei care cunosc Valea Prahovei, eu aș invita și pe Valea Tarcăului. Da. Pentru că ei fac 6 ore până acolo și din București până la Tarcău faci numai 5. Da. Și am reușit ca dezvoltarea turismului pe Valea Tarcăului să fie una fără precedent. E loc de frumusețe pentru că ne-a înzestrat Dumnezeu cu o vale atât de frumoasă și cu o bogăție imensă. Și am pus-o în valoare peste tot. Iată, stimați telespectatori, Găină Iulian, primar aici din 2004, de meserie la bază silvicultor, un om hotărât, autoritar, un om care vorbește și te privește în ochi, este omul care, de care ar trebui să ținem cont atunci când ne referim la relația administrația publică locală și administrația publică centrală. Cum vede, iată, domnule primar Găină Iulian, cum vedeți dumneavoastră țara noastră, activitățile la centru, la București,
de aici și din scaunul acesta al dumneavoastră. Din păcate nu le văd așa de bine și nici nu pot să ascund adevărul. Pentru că există atâta birocrație în țara asta și vizitele mele personale, instituționale pe care le-am făcut la Bruxelles, se spune altceva. De ce o țară din Uniunea Europeană ca și noi vine cu un dosar așa pentru a accesa fonduri europene și nouă ne trebuie 12 atâta de mari? De ce am băgat atâta birocrație? De ce să ai acces așa de greu la fondurile europene? Pentru că eu n-am făcut multe lucruri cu fonduri naționale sau comunale, că n-avem de une, chiar dacă suntem bogați. Dar fondurile astea și impozitele, fiind firme care stau în Piatra Neamț sau în alte localități, acolo se duc toți banii. Pentru că sediul direcției silvice nu e la Tarcău. Păi sigur. Este acolo. Și acolo se duc banii. Noi rămânem doar cu praful și cu zgomotul de pe Tarcău și cu impozitul. În ciuda unui vast areal silvicol, dumneavoastră ca și primărie nu primiți acel impozit aferent? Da. Nu-l primim. Pentru că pădurea statului este scutită. Doar activitatea economică pe care o desfășoară ei ar trebui să ne dea nouă. Ține cineva cont de părerea dumneavoastră ca om hotărât, ca om care vreți să propășiți această țară, care nu trăiți numai pentru bucata dumneavoastră de friptură bună acolo și vinul așa și vă așa de la din această funcție. Ține cineva cont? Din păcate, nu. Pentru că eu și dacă voi fi schimbat de aici și se intenționează, s-a intenționat în ultim, după al doilea mandat, dacă reușesc să mă schimbe, nu mă schimbe că n-am fost competent sau n-am făcut ce trebuie. Păi nu vă schimbă oamenii prin alegeri? Ba da, dar oamenii sunt la rândul lor manipulați de cei care își doresc să spună să arunce cu noroi. Eu, la atâtea campanii pe care le-am avut, eu n-am vorbit nici de rău și nici de bine niciun contracandidat de al meu. Este dreptul fiecărui cetățean, dar eu vreau, știu că scaunul ăsta nu este menit pentru mine toată viața. Eu vreau să vină cineva pe care îl și cunosc, bă, dă-te la o parte că vin eu. Și dacă îl consider că poate să ducă, să întrețină sau să ducă o comună foarte grea, foarte grea, eu îi stau alături sau în spatele lui, domnul primar, necondiționat. Credeți că poporul, cetățeanul de rând, care dă votul, poate să greșească uneori? Da, absolut. Așa? Absolut, pentru că omul pleacă de acasă cu soția la braț sau și cu copiii mai mari, dacă iar merge la vot, și își schimbă opțiunea de vreo 3 ori până ajunge acolo. Și când intră în cabină pe acolo și ai mai face unul semn, lucru cel mai rușinos este să cumpere voturi, să cumpere omul. Cetățeanul de rând este mulțumit de activitatea dumneavoastră, din pulsul care îl așa? O cred să luăm că, și noi pulsul. Cred că 70% da. Așa. Cred ce le-ați spune acum de la emisiunea noastră? Să se orienteze foarte bine pe cine vor să lase în următorul mandat la conducerea primăriei. Păi de ce nu vreți să mai candidați? Ba da. Dar, deci dumneavoastră vreți? Atunci, sunteți în putere? În momentul ăla eu îmi pierd toate drepturile când am intrat în campanie electorală. Stimați telespectatori, eu parcă, vă rog să mă credeți, am intrat într-o poveste aici la Tarcău și am impresia că se scriu acum multe cuvinte frumoase despre Tarcău. Eu mi-au rămas bun de aici, de la dumneavoastră.